Așa cum v-am anunțat în această seară, este o seară a surprizelor frumoase. Înainte de a păși spre momentul următor pregătit de elevii și profesorii de la Colegiul de Artă, vreau să invit alături de mine un om foarte drag nouă și ne bucurăm că se află în această seară alături de noi, pe domnul primar Cosmin Necula. Vă rog frumos să-l aplaudați. Este un om care s-a implicat foarte mult în învățământul Păcăuan și mulțumim, în special, Colegiul de Artă s-a simțit talentat, domnule primar, anul acesta. Mulțumesc! Sărbuna, bună seara, dragi copii, stimați părinți, stimate doamne profesoare, stimați domn profesori. Eu doar vreau să vă urez un an bun, un an cu bucurii, să aveți multă liniște, multe împliniri și sper ca moșul să vă aducă cât mai multe daruri și cadouri. Dacă tot este de vorba de cadouri, de daruri, vă pot spune, nu e un cadou mare, dar Consiliul Local a aprobat astăzi plata celor două piane pe care le veți primi cât de curând. Sperăm să faceți achiziția cât mai repede și, fără îndoială, că anul viitor vor însemna mai multe categorii de investiții pentru tot ceea ce înseamnă liceul dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți. Vreau să vă urez mult succes și vă doresc de suflet să vă găsiți vocația și să rămâneți în Bacău. La mulți ani, un an bun să aveți! Vă mulțumim foarte frumos, domnule primar. De asemenea, prin persoana domnului primar, Consiliul Local ne-a sprijinit cu spații și sunt sigură că pot să vă răpesc o promisiune. Școala are nevoie de timpani, domnule primar. Sunt sigură că anul viitor vom avea și asta. Mulțumim foarte frumos pentru tot. Promit că așa se va întâmpla. Mulțumim foarte frumos. Mulțumim. Și acum, înainte de a da cuvântul superbei domnișoare de lângă mine, Andreea, vreau ca să mulțumesc colegilor care ne-au sprijinit în seara aceasta, colegii de la Regia de Sunet, Gheorghe și Ionuț, domnul profesor, doamna profesoară Andra Lugu și staful Teatrului de Vale, vă mulțumesc foarte frumos. De asemenea, colegii care sunt în culise, îi veți vedea pe rând. În continuare, urmează Paledu, pasărea albastră din baletul Spărgătorul de Nuci, de Piotr Ilici Tchaikovsky, ce va fi interpretat de elevii Vâlăiță Mara și Mancaș Tudor, din clasa 9-a, atent îndrumați de profesorii Simona Simon Baicu și Viorel Dascălu. Să-i aplaudăm! Thank you.
Papagena și Papagena, duet din opera.